Infecția tractului urinar este o infecție bacteriană care afectează vezica urinară, rinichii sau uretra. În mod obișnuit, cauzele infecțiilor urinare sunt reprezentate de bacteriile ce pătrund în uretră și ascensionarea acestora în tractul urinar. Statisticile spun că femeile sunt mult mai predispuse în a dezvolta infecții ale tractului urinar decât bărbații. Explicația este dată chiar de anatomia aparatului urinar, identic la ambele sexe, cu excepția uretrei. Acest organ care închide aparatul renal are dimensiuni mici în cazul femeilor și astfel devine permisiv în fața germenilor. Unele persoane nu prezintă simptome sau acestea pot deveni clare abia după 5 zile. Cel mai des întâlnit semn de infecție urinară ar fi nevoia frecventă de a urina însoțită de durere sau arsuri la urinare. De asemenea, femeile pot simți disconfort la nivelul abdomenului inferior și simt că vezica este plină. Simptomele sunt diverse. Noi le reținem emotehnic disurie, adică tulburări de urinare, usturim la urinare, jenă la urinare, poliurie, pacienta poate urina foarte mult și foarte des, urinări mici și frecvente, incapacitatea de a ține urina. Altfel spus, ne ducem la toaletă din sfert în sfert de oră și pe parcursul nopții și pe parcursul zilei, ceea ce e normal, și uneori o urină tulbure, urât mirositoare, dar aș vrea să vă spun că aspectele urinii, din punct de vedere al mirosului și al culorii, nu sunt întotdeauna evocatoare pentru o infecție urinară. Ca în orice afecțiune, este mai ușor să prevenim decât să tratăm, astfel că medicii ne recomandă să bem cât mai multe lichide. Consumul sporit de lichide și golirea completă a vezicii la urinare sunt măsuri care nu doar contribuie la tratarea unei infecții urinare deja existente, ci contribuie în egală măsură și la prevenirea infecțiilor. Foarte simplu. Infecția urinară se previne prin lucrul cel mai banal pe care putem face și pe care nu prea îl facem. Să bem mari cantități de lichide în fiecare zi. Și prin lichide se înțelege ceaiuri, ape minerale, apa de robinet dacă este pură și este curată și este filtrată, apa de izvor, supe, compoturi și alte lichide. Astfel de elemente consumate lichidian, minim 2 litri pe zi la un om de 70 de kilograme, ne asigură un randament eficient al rinichiului. Atenție dacă suntem sportivi, dacă stăm în căldură, dacă lucrăm la fornale, dacă lucrăm la o fabrică de pâine, dacă lucrăm la cuptoare, dacă facem sport în aer liber și e foarte cald sau un mediu umed, da? Și pierdem multe lichide, atunci trebuie să dublăm, să mărim cantitatea de lichide, să ajungem la 3, la 4 litri pe zi. E o mare greșeală. Mulți pacienți beau lichide doar când le e sete. Nu. Trebuie din oră în oră să consumăm o anumită cantitate. Depistarea infecției urinare este foarte simplă, prin analiza unei mostre de urină care va scoate la iveală tipul de microbi care a produs infecția. Dacă te numeri printre persoanele care fac frecvent infecții urinare, atunci probabil că medicul îți va indica mai multe analize pentru a stabili care este cauza infecțiilor repetate. Mai multe detalii puteți afla imediat după jurnalul de știri în cadrul interviului zilei.